Pompierii gălățeni au reușit să stingă focul, astfel încât flăcările să nu se extindă și la căminul de persoane vâsnice aflat în vecinătate. Trănic de aici, care am ajutat-o să... Cine ați ajutat? Da, am aruncat cu căldări de apă, dar nu s-a putut, că am încins flacăra tare și am închis gazele. Ce a ars? A ars o bucătărie și a făcut un scurt de la o priză. M-am speriat foarte tare, că doar am ieșit puțin mai înainte afară și nu era nimica. Că mie miros, sunt bucam bolnavă și că mi-am lungit în pat. Și auzeam focnind din casă. Ce Dumnezeu focnește? Și când am ieșit și când am văzut, era de acum flacăra. Din fericire, incendiul nu a provocat victime, deși în locuința unde s-a produs incendiul trăiește o femeie în vârstă de 90 de ani. Bătrâna a fost scoasă din casă de vecini după ce aceștia au sesizat că bucătărioara lipită de casă a luat foc. Tot de pompieri Galați a fost solicitat să intervină la stingerea unui incendiu izbucnit la locuința unei bătrâne de 90 de ani. Incendiul sine nu a pus probleme deosebite pompierilor, dar a fost deosebit de dificil pentru că exista posibilitatea propagării la zilul de bătrâni. Am intervenit cu 3 autospeciale, am stat pe cauza de incendiu. Deși femeia locuia singură, ea are rude apropiate la care se va muta până când casa afectată de incendiu, dar și de apa folosită pentru stingerea lui, va fi reparată.